și criticul de cinema, și spectatorul care vede, poate în premieră pentru el, o operă cinematografică realizată cu mulți ani înainte, dar și autorul însuși, cel care a făcut-o să existe, a gestat-o și a dat viață altcândva, au propriul lor mod de a supune probei timpului filmul. În cazul de față, Trecătoarele iubiri, a cărui premieră a avut loc la 25 ianuarie 1974. După 30 de ani, criticul, cel care a scris și atunci cu dragoste și competență despre filmul Malvinii Urșeanu, poate să constate, cum o face Magda Mihăilescu, că despre ea este vorba, că Trecătoarele iubiri închide în severitatea lui cinematografică cel puțin trei dintre cele mai tulburătoare scene văzute vreodată pe ecranul românesc. Două aproape fără cuvinte, altă doar ca o viață mărturisită. Un film despre moarte, singurătate, dragoste. Un film pe care criticul îl pune în paralel cu capodopera lui Vaida, Pădurea de mesteci. Un alt critic, Tudor Caranfil, îl vede acum în secolul 21 ca o mixtură de momente lirice, caligrafic filmate, o proză explicativă, didacticistă, ca o floare presată și uscată pe care privirea spectatorilor o pulverizează. Puncte de vedere critice. Autorul îmi spunea că este aproape imposibil să revadă acest film, care, sfârtecat de foarfecele cenzurii timp de aproape un an de zile, sub conducerea directă a unui secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a ieșit pe ecrane cu două dintre principalele sale secvențe grosolan și masiv amputate și purtând povara unor replici adăugate și cerute imperativ de comanditar, finanțator și îndrumător ideologic. Dar spectatorul. Și mai ales spectatorul de azi lipsit de preconcepții de unei vizionări făcute anterior. Dornic să vadă film românesc, să-i cunoască poate prima dată pe mari actori pe care nu are ocazia să-i vadă pe scenă ori în viață, ci doar ca umbre trecătoare pe ecranul cinematografic. Silvia Popovici, Gina Patrichi, Beate Fredanov, Cornel Coman. Dumneavoastră sunteți cei care, de fapt, certificați proba timpului pentru fiecare dintre filme. Și îndeosebi pentru unul dintre filmele Malvinei Urșeanu, profesionist de marcă al cinematografiei românești, cu o operă nu foarte amplă, dar consistentă, un cineast consecvent, întotdeauna sieș, cu o marcă de stil aparte pe care nu toți și întotdeauna au agreat-o, dar care, poate tocmai și de aceea, își păstrează și azi interesul. Dar să ne întoarcem în timp, acum mai bine de trei decenii, în ianuarie 1972, când în paginile revistei Cinema, de pe al cărei frontispiciu nu dispăruse încă precizarea Revistă Lunară de Cultură Cinematografică, deci atunci când, răspunzând la o anchetă cu titlul Ce propuneți cinematografului românesc? Răspunde alături de Elisabeta Bostan, Ion Popescu Gopo, Mircea Mureșan, Francis Munteanu, Lucian Pintilie, Radu Gabrea, Gheorghe Vitanidis și regizoarea Malvina Urșeanu. Ea spunea, lucrez de un an de zile la scenariu a ceea ce sper să fie viitorul meu film, Trecătoarele iubiri. Trăiesc de un an în lumea personajelor mele cu care fac greu și pe îndelete cunoștință. Nu suport ca nimic să strice această intimitate dintre mine și ele. Sunt aplecată toată asupra lor ca în misterul unei adevărate gestații. Imaginați-vă clipa în care lucru terminat, lucru în care am pus tot ce am mai bun, între altele un an de viață. Clipa, zic, în care ofer acest chivot în care se zbate inima mea unui producător grăbit, unde s-o mai duce, neatent, ce gând o fi având Doamne și glumeț, că doar tot românul e vesel. La nici 7 luni de la această amară reflexie, la 18 iulie 1972, scenarul regizoral purta cuvenitele aprobări necesare intrării în producție. Foarte curând, într-un decor de toamnă târzie, se trecea la filmările exterioare. Revista Cinema, din decembrie, consemnând momentul ce se consumase anterior. Primele luni din iarna 1972-1973 aduc filmul pe platourile de la Buftea pentru realizarea interioarelor. Apoi se intră într-o perioadă de montaj care pare, doar pare,
a se încheia în martie, când toată lumea este convinsă că odată cu venirea primăverii, filmul va fi gata pentru a fi prezentat pe ecrane. Trufandale 1973, anunță revista Cinema, lăsându-ne să înțelegem că Trecătoarele iubiri va face parte din premierele anului 1973. Apoi, ca în atâtea alte cazuri, o liniște totală într-o revistă care se străduia să informeze cinefilul la zi despre tot ce se întâmplă în cinematograful românesc. O liniște de aproape 9 luni de zile, cât pentru o nouă naștere. Se întâmpla ceva, desigur. Ne-o confirmă regizoarea. A urmat o lungă perioadă de uzură nervoasă în care mi s-a cerut să modific, să adaug pentru a face filmul mai moral, pentru a aduce tot felul de motivații eroului și a-l condamna limpede pentru fapta nesăbuită de a-și fi părăsit la un moment dat patria. Și altele și altele. Pe care, în acest caz, din lipsa documentelor, nu vi le putem expune mai pe larg. Oricum, în decembrie 1973 apare primul semnal în revista Cinema, într-un interviu al directorului casei de filme producătoare, Eugen Mandric, care, anunțând prezentarea în 1974 a ultimelor filme din producția 1973, Proprietarii și Trecătoarele iubiri, le consideră filme test pentru altitudinea valorică a filmelor noastre. Primul număr din 1974 al revistei îi are pe copertă pe doi dintre protagoniștii filmului, Trecătoarele iubiri, George Motoi și Gina Patrichi. Legenda. 1974, an jubiliar, an al exigenței maxime. S-apropiau cei 30 de ani de la 23 august. O fotografie ciudată care pare să fi înlocuit o alta, poate cea de la pagina 29 a aceleiași reviste. Aci legenda: dacă e să iubim, măcar să iubim ca la noi acasă. Paranteză, Trecătoarele iubiri. Ironie, citat din replicile schimbate pe parcursul operațiilor de cenzură, deasupra celor două pagini deschise din revistă, ca titlu al unui articol de Teodor Mazilu, care susține ideea că filmul nu e numai o operă de artă sau o industrie de iluzii, ci și un sentiment, poate încă o aluzie la ceea ce se întâmplase în cele 7 luni de tăcere, o frază aparent banală. Bună dimineața tuturora, cu foarte mici excepții. Numărul revistei Cinema din februarie, de după premiera filmului, cuprinde o amplă cronică a acestuia, semnată de Mircea Alexandrescu, notele cu caracter eseistic ale Manuelei Gheorghiu, permanențele Malvinei Ușanu, precum și un emoționant interviu cu protagonista filmului, Silvia Popovici, semnat de Sanda Faur, exemplară confesiune a unui mare artist despre condiția sa. Citesc. Noi, actorii, avem o viață foarte scurtă. Noi suntem fluturii care se nasc azi și mor la noapte. Iertați-ne că suntem glorioși astăzi, dar noi la noapte murim. Dar și gloria aceasta vine rar și cu picătura spre noi, pe când moartea uitării vine sigur. O carte rămâne, o pictură supraviețuiește, dar un rol moare la căderea cortinei. Cronicile de premieră apărute în ziarele și revistele culturale din Capitală, semnate de Magda Mihăilescu, Flacăra, Florica Ichim în România Liberă, Dei Suchianu în România Literară și în România Liberă, contra cronică, Călin Stănculescu în Viața Studențească, Radu Georgescu în Săptămâna Cultura la Capitalii, precum și cele din provincie, semnate de Ștefan Oprea, Nicolae Cabel, Sebastian Nistor, Mihai Nadin, Ion Lazar și, surpriză, Adrian Sârbu, supun unui examen atent filmul, fineța sa psihologică, valorile emoționale și interpretative, fără a se alinia poziții apăsat susținute de organul central al partidului, care îl considera o peliculă ilegală în care calitățile filmului reale, definitorii pentru arta și maturitatea autorului, coexistă doar cu intenții parțial finalizate, cum scria De Costi.
Unele dintre cronici descoperă însă în film nepotriviri documentare de detaliu, Florian Potra, ori un anume simbolism greoi și apăsat, Florica Ichi. În lunile următoare, revista Cinema revine asupra filmului la rubrica Cronica unui necineast, însemnat de spectator de Sanda Ghimpu, și apoi cu câteva materiale care încearcă să susțină Trecătoarele iubiri, definindu-l ca un film politic. Primul dintre aceste articole, Malvina Urșianu cu luciditate despre luciditate, apare în primul număr al revistei Cinema, care aduce pe copertă un nou star, Nicolae Ceaușescu. Într-o escaladă năucitoare, din pagina a doua și a treia, unde mai de mult se dădea cezarului cel al cezarului, personajul trece pe coperta întâi, onorând cu prezența sa emblematică și numărul 8 din 74 și numărul 11 din același an. Stratagemă redacțională sau dispoziție de sus? Oricum, începând de la numărul 5, revista care apărea în 54 de pagini își reduce volumul, ultimele sale 8 numere, apărând în numai 24 de pagini. Din august 1974, revista va fi o revistă a Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Istoria Trecătoarelor iubiri este simptomatică pentru ce se întâmpla în România anilor 71-74. Atât în plan politic și social, dar și în cel al cinematografiei și publicisticii cinematografice. Echipa revistei Cinema, pe care o vedeți aici în acest document de televiziune, serba în 1971 sub semnul reverberațiilor sfârșitului de deceniu 60 al 101-lea număr al revistei. Ea va trăi o conjunctură radical diferită în 1973-1974, atunci când semnele dictaturii încep să se manifeste deschis și fără sfială. Concentrarea întregii puteri în mâinile unei singure persoane, odată cu modificarea Constituției în martie 1974, atribuțiile discreționare ale acesteia, programele aberante și uneori lucrările faraonice, acum se reiau lucrările la canalul Dunăre-Marea Neagră, se inaugurează Transfăgărășanu, apare legea aceea blestemată a sistematizării teritoriului, acum se adoptă programul de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate cu corolarul său demagogic, codul eticii și echității socialiste. Acestea sunt pietrele de temelie ce se pun acum în primii ani ai deceniului 8 pentru ce se va întâmpla în epoca de aur ce va urma. Este bine ca lucrul acesta să se știe sau să se reamintească atunci când privim azi și supunem probei timpului filmul Malvinei Urșianu. Un film fără o carieră spectaculoasă, 1.300.000 de spectatori în 1981, an în care cifrele par să fi înghețat. Un film vândut până în 1981 numai în trei țări, Polonia, Finlanda, RDC. Un film neprezentat în festivaluri internaționale, dar care, ce-i drept, a obținut un mare premiu al Asociației Cineaștilor. Un film care cred că merită privit și azi, cel puțin pentru a-i descoperi unitățile de frumusețe despre care susținea Deesuchianu că definesc opera cinematografică autentică.